Pandemia a avut și o parte bună, cel puțin pentru Marian Oprea, vicecampionul olimpic de la Atena în proba de triplu salt. După 26 de ani de atletism în care a adunat un palmares impresionant, atletul a trecut la următorul nivel, a devenit antrenor. Pandemia. Până în martie, la sfârșitul martie anul acesta, eram în program normal de pregătire. Aveam planuri de competiții destul de serioase, dar așa cum s-a întâmplat peste tot și pe noi ne-a bulversat destul de mult și poate a fost mai, nu știu, un semnal pentru mine că probabil de bunăvoie n-aș fi ieșit prea curând. Maria recunoaște că nu s-a gândit că se va apuca de antrenorat atât de repede, dar se bucură pentru decizia luată. Fostul sportiv o pregătește pe fosta lui colegă de concurs, Georgiana Aniței, care până la vârsta de 21 de ani este deja campioană mondială și europeană la Under 18 la triplu salt. Cei doi au fost pregătiți de aceeași antrenoare, Doina Anton. Georgiana își amintește cum a decurs prima lor întâlnire. Țin minte prima dată când m-am întâlnit cu el, a fost în mall, cred că acum vreo 5 ani de zile, 6 ani. Eu îl știam pe el, fiind Marian Oprea, eu abia apucându-mă de triplu salt, știam ce rezultate are. Și primul impact a fost foarte mare pentru mine, pentru că el m-a saltat primul și a rămas mască. Îi zic, mă cunoaște pe mine. Deși antrenează doar de o săptămână, fostul atlet este încântat de noua meserie. Odată ce am plecat în direcția asta, eu voi face tot ce ține de mine și chiar începe să fie entuziasmant și sperăm că putem să obținem cele mai bune variante ale noastre. Eleva lui Marian are gânduri mari, vrea să se califice la Olimpiada de la Tokyo, iar peste 4 ani să vină acasă cu o medalie olimpică. Georgiana povestește că a ajuns dintr-o întâmplare să facă atletism. Mă duceam să-i fac cumpărăturile mamei la magazin, la piață și antrenorul meu, primul meu antrenor, stă cu mine în cartier. Și m-a văzut înaltă, eram prin clasa 5 atunci, de atunci eram foarte înaltă și mi-a zis, măi, nu vrei să faci atletism? Eu m-am speriat că e străin și am văzut acasă. El m-a urmărit până acasă, că stă la 3 blocuri de mine și s-a rugat de părinți, uitați, domne, nu sunt, nu știu ce, sunt antrenor, vă arăt. Sportiva țintește o medalie olimpică peste 4 ani. Georgiana Aniței a început atletismul la 12 ani, iar părinții, deși ambii erau sportivi, mama ei chiar atletă, nu se gândeau că fata lor va face sport. Până la această vârstă, atleta are un palmares impresionant cu sute de medalii interne și internaționale, iar visul ei este să meargă la Olimpiadă.